Da, doamnelor și domnilor, acum însă, dincolo de faptul că Denis este aici pentru voi, fetelor, ca să-l sorbiți din priviri și să vă bucurați de rolurile pe care le-a făcut și l-ați văzut așa ca un James Bond aruncându-se din avion cu parașut, am înțeles. Să știți că există un moment în care Denis se transformă așa, deci se face ca o pâine așa moale și cald, pentru că există câțiva oameni, doi, de fapt unul, că au fost doi. Da. Spune-mi exact cine este în imagine acum. Este bunicul meu, pe care l-am prăpădit în urmă cu peste 2 ani, așa, 2 ani jumătate, și bunica. Respectiv. Iată că o vedem în imagini. Doi oameni tare dragi sufletului meu și când spun drag, nu folosesc cuvinte mari. E într-adevăr un om pe care l-am respectat foarte mult, pe care l-am iubit enorm și la fel se întâmplă și cu bunica, de care mă bucur și încerc să o vizitez cât mai des, pentru că e undeva la granița cu Republica Moldova, wow, la Albița, da, în Râșești, satul în care m-am născut, și e singură. Ai mei sunt plecați în străinătate și atunci tot timpul încerc cumva să am grijă de ea. O salut pe calea asta, în caz că ne urmărește. Sperăm să ne urmărească, dar explică-mi și mie ce înseamnă ea pentru tine, care sunt momentele în care ți-aduci aminte de ea și care te-au marcat și care ți-au șlefuit frumos copilăria. Știi ce e frumos? Pentru că exact faptul ăsta, că eu am crescut cu ei, la oaltă, cum ar veni și cu părinții și cu sora mea, toți am crescut în aceeași casă și au fost precum niște părinți, adică nu au fost momente unice pe care să le deosebesc cumva de altele, n-am fost tipul ăla de copil care merge acasă doar în vacanțe la bunici, îi vizitează, le duce dorul, eu am crescut cu ei și practic au fost părinți spirituali, bunici, dar mai mult decât bunici, adică e o conexiune, o legătură atât de puternică. Na, te năpădesc așa niște sentimente, niște trăiri când mă gândesc și nu mă gândesc doar în anumite momente, mă gândesc de fiecare dată înainte să pun capul pe pernă. Cum e, cum o duce, cum se simte. Cum a fost când ți s-a golit o parte din suflet și a plecat bunicul? Departe de, nu știu, de mine gândul de a putea descrie în cuvinte clare cum a fost. Dar știi cum? Mi-am dat seama că e mai important și mai benefic pentru mine în acel moment. Era mai oportun cumva să dau frâu liber sentimentelor ăstora și tristeții pe care o resimțeam. Și atunci am lăsat cumva să treacă, să trăiesc momentul, am lăsat să durerea, cum ar veni, să curgă, să se întâmple efectiv acel eveniment nefericit. Și asta mă ajută, cred, m-a ajutat foarte mult ulterior, pentru că altfel se acumulează lucrurile și uite, la fel, în perioade din astea în care fiecare stăm cu noi, ne punem întrebări, ne tragem puțin de mânecuță, ne gândim. Dar pentru ea, pentru bunica, cred că s-a prăbușit o lume. Da, așa e, pentru că între ei a fost dragoste la prima vedere, s-a căsătorit cu el de la 18 ani, au și rămas împreună, au stat și în același loc, pentru că acolo oamenii sunt sedentari de fel și le place să stea cu locul și cu familia. Și atunci, da, suferința a fost de nedescris, într-adevăr. Și cred că și acum e foarte greu. Ce-ți spune bunica atunci când te emoționează cel mai tare? A, când mă emoționez eu, adică la ce anume? Da, că e singură. Mă doare să știu lucrul ăsta, dar în același timp știu că ea așa e fericită, e fericită în locul respectiv. În casa ei, nu? Exact, în casa ei, casa părintească, despre care tot amintesc bunicii românii. Bunicii vor să fie până la sfârșitul zilei acolo unde e locul lor. Exact. O fi vreun soi de energie și vreun temei puternic o sta la baza acestei decizii. De acolo, îi se rupe rădăcinile de cele mai multe ori. Exact. Bun, și ea e singurică acolo? Da, e singurică. Singurică. Și cum se descurcă în vremurile astea? Bine, bine, își poartă de grijă, se protejează, așa cum am și învățat-o. Am mers de curând să facem prima doză de vaccinare, cu urmează și rapelul. O femeie foarte, foarte deschisă la minte și un suflet minunat. De câte ori vorbești cu ea? Încerc cât mai des, să recunosc că nu-mi iese tot timpul. Uneori vorbim lunar, uneori mai puțin sau mai rar, na, depinde cum. Dar în schimb încerc să o vizitez, mai ales în ultimul timp, foarte, foarte des. Și îți bănuiesc că ei e foarte dor de voi, nu? Da, 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 da. Când vorbim, o năpădesc la fel sentimentele, o mai apucă plânsul, mai vărsăm câte o lacrimă, dar trece. Că e un om care a trecut peste atât de multe cumpene în viața asta, încât cumva știe să le gestioneze. Câți ani are bunica? 78. Câți înainte? Da. Da, este modelul de bunică profund românească. Deci mă uit la ea, este bunica, prototipul de bunică de la țară, exact, românească din România. Exact, și da, se simte în privirea ei și truda
și sacrificiu se simte. Da. Și o femeie plină de căldură, de bune intenții și plină de iubire. Dacă te-a văzut ea pe, dacă te-a văzut ea pe tine în rol la televizor. Pe TV, așa, pe micile ecrane. Ce a făcut? Nu știu ce a făcut, dar cred, sunt convins că undeva în sufletul ei a fost tare, tare mândră, pentru că ei se raportează cumva diferit la lucrurile ce se întâmplă în ziua de astăzi și li se pare că, domnule, dacă cineva pleacă dintr-un sătuc mai mic, din Moldova, eu știu, Bihor, Oradea, fie ce regiune din țara asta, deci din provincie, e mare realizare, domnule, a plecat singur. Uite, băiatul nostru. Nu știu pe nimeni. Exact, exact. Și cu atât mai mult, cred, pentru tipul de recunoștință din partea celorlalți, oamenii care o înconjoară, din comunitate, cred că vine un feedback foarte pozitiv și asta contează foarte mult, cântărește. Bunicul a apucat să te vadă? Nu. Nu a apucat să mă vadă. Nu e un regret, pentru că a apucat în schimb să mă vadă la teatru, ceea ce mă bucură enorm și de fiecare dată când avea ocazia cumva să mă vadă în diverse videoclipuri, reclame și așa mai departe, na, de ale noastre, de ale Breslei, el era acolo, prezent. Îi păsa foarte mult, așa a fost. Și cum te lăuda și cum îți spunea că e? Că de obicei sunt mândri, uneori știu să o spun, alții, alte ori o simți. Așa e. În cazul nostru o simți, pentru că la fel, din educație, din generație în generație, e foarte greu s-a transmis chestia asta de exteriorizare. Părinții, respectiv bunicii, știu greu să spună te iubesc, știu greu să pună în cuvinte frumoase sentimentele pe care efectiv le simt, dar le e greu să le și exprime. Da, bine, ei au un gen și vreau să știu dacă la fel ești bunica ta, în care spune ai grijă, mamă, la aia. Exact, exact. Așa face, nu? Da. Când eventual plec de acasă, dacă eu spun, uite, te iubesc, drum bun, ai grijă, mamă, așa e. Dar eu simt că acel te iubesc e conținut, nu, la fel, nu folosesc cuvinte mari, chiar dacă, așa e, dar e greu să te exprimi așa liber. Dumnezeu ne ajută și bunica se uită și dacă nu se uită, o să facem noi cumva, o să facem cumva și tehnica asta o va ajuta. Dacă bunica te-ar vedea acum și ar trebui să-i spui acele cuvinte în care să ia să înțeleagă cât de mult contează ea pentru tine, care ar fi cuvintele? Ar fi că o iubesc efectiv foarte, foarte mult. Uite și că sunt... Ia, care camera 3? Este camera bunicii. Mă uit și la 3 transmit mesajul ăsta, dacă ne privește, că o iubesc foarte, foarte mult, că abia aștept să ne revedem și că de fiecare dată când are cumva vreo problemă, vreo nevoie, eu o să fiu acolo. În cel mai scurt timp posibil, având în vedere că sunt la București. Dar altfel, e o persoană la care țin absolut enorm și cu atât mai mult că acum a rămas singură, eu știu ce înseamnă lucrul ăsta pentru ea și încă o dată îi spun că o iubesc și că o îmbrățișez din tot, tot dragul. Deci, ea știe și mă bucur asta. Un nepot așa cum se cuvine, ca să zic așa. Încerc. Nu, nu, lasă că te descurci. Văd. Ai avut o vorbă sau ceva de la bunicul înainte să pleci și care să fie acea vorbă pe care ți-o aduce aminte peste ani, că ți-a spus, știi că de obicei sunt niște străfulgerări ale acelui moment. Îți spune ceva și după aia îți dai seama, bă, îți dai seama ce mi-a spus atunci? Da, uite că o să spun chiar două. O să încep cu bunicul, pentru că el de multe ori, fiind așa un om cu spirit de inițiativă, un bărbat întreprinzător. El a bărbatul casei. Da, în adevăratul sens al cuvântului. Ea ocupa funcția pe care o știm asta tradițională la români, domnule, are grijă de casă, respectiv de copii. De mâncare, curat, spălat. Dar tot timpul bunicul mă încuraja, știind că mi-a fost foarte greu atunci când am plecat din locul natal și îmi spunea, bunicule, se poate. Lasă și dacă ești, uite, de la țară și dacă ești de la Vaslui, se poate. Du-te. Să nu-ți fie rușine de unde ai plecat. Și tot timpul m-au ajutat lucrurile astea. Nu ca și fost un om plin de sindromul ăsta al persecuției, să simt, nu, deloc. Dar contează foarte mult și contează să îi văd pe ei că sunt conștienți de cât de greu poate mi-a fost mie în unele momente și să le simt cumva sprijinul și de la bunică, un lucru foarte, foarte frumos și poate cei care nu urmăresc la fel au așa de învățat că e o povață minunată. De multe ori când ne vedem sau știe că o să mai vin după o perioadă un pic mai îndelungată, spune, lasă bunică, nu-i nicio problemă. Mie, chiar dacă mi se face foarte dor, știi cum e? Când mi-e dor, așa mă gândesc și vă spun și vouă să învățați. Când mi se face dor, ne vedem cum ne vedem palmele. Adică dacă tu te gândești exact așa și eu mă gândesc exact așa, atunci când ne privim, practic, când ne privim palmele, eu îmi imaginez că ne vedem. Și mi se pare un lucru absolut minunat. Cum ne vedem palmele, așa ne vedem și noi. E cea mai frumoasă modalitate de a termina această emisiune. Îți mulțumesc foarte mult, Denis. Eu tare această parte a sufletului n-ați mai cunoscut-o niciodată. Te ferici și ai grijă de ea. Da, așa o să fac, o să-ți urmez sfatul pe deplin. Te rog, dar nici nu trebuie să spun eu că știi ce ai de făcut. A fost Denis Hanganu, o emisiune cu totul și cu totul specială. Emoțiile sunt ale dumneavoastră. Rămâneți cu Prima. Mâine de la ora 3 ne vedem la Exclusiv VIP cu alte lucruri de care o să vă mândriți aici, în suflet. Ne vedem mâine. Toate bune!